diciamo Mammy Mary DIY. Mammy Mary DIY. Per te l'equipa lo aspetto per una scelta di cittadini di tutta per il paese alle parole. De sărbătoare a recoltei aici în Parcul Central, vizitatorii sau turdenii și nu numai pot să-și facă aprovizionarea cu legume și fructe, pentru că, după cum ați văzut, avem prezenți cultivatori de legume și fructe din județul Cluj, din Turda, dar și din împrejurimi. Avem produse apicole, dulcețuri, siropuri și multe alte produse care vă sunt necesare în cămara dumneavoastră pentru iarna care vine. Să nu uităm de spectacolele folclorice, de expoziția de utilaje agricole, de concursurile tematice care vor avea loc pe parcursul celor 3 zile.
de asemenea de tombolă, pentru că duminică seara, la final sau la în momentul în care vom încheia festivalul, vom avea și o tombolă cu premii. Și dacă aș preciza ce a spus colegul meu mai devreme, Costica, aș face o precizare vis-a-vis de sintagma și altele sau și mai multe, aș adăuga faptul că în decorul minunat pe care colegii l-au pregătit și noi toți pentru sărbătorirea Doamnei Toamna, se află și decorurile frumos pregătite de copiii de la școlile din Turda, cărora le mulțumim, au fost și anul trecut alături de noi, sunt și acum, alături de dascălilor. Avem și parc de distracții pentru copii sau pentru toți cei care se simt copii. Mâncare tradițională, deja s-a servit astăzi pâinea cu însoare, așa ca la bunica acasă în copilărie. Ce făceați dacă vă cădea pe jos, picea pe jos pâinea cu soare? O luam și o mâncam, ce mai încolo și încoace. Asta e, nu lăsăm bunătate de pâine de casă, un soare și ceapă roșie care nu pișcă să rămână pe jos. Deci e cu atenor, ia uite că a fugit stiloul, da, e chestie de temperament aici. Pâine cu soare a fost pentru, cred, în toată lumea, dacă nu, mâine la ora 4, friptura de Turda, un brand local atât de delicios. Iar duminică, dacă vorbim de mâncare, tot la ora 16, adică 4 după amiaza, pâine cu zacuscă. Vinetele deja sunt pregătite, gospodinele încep să amestece în cazanul în care se pregătește. Pe cine mai avem noi invitați aici? Pe lângă turdeni, pe lângă turiști, pe lângă toți cei care sunt sau urmează să vină în partea centrală din Turda, avem și oameni care vorbesc bine ungurește și sârbește. Exact. La ce crezi că mă refer? Pentru că de-a lungul timpului municipiul Turda a dezvoltat relații de colaborare cu mai multe orașe din lume. Sunt prezenți la Turda reprezentanți ai două orașe înfrățite cu Turda din Ungaria și unul din Polonia. Este vorba de Kiskunfélegyháza și Otmai-Szűvasárhely din Ungaria și de asemenea Tordai din Polonia. Din Comuna Vișoara, respectiv domnul Ioan Roman și domnul primar din Comuna Luna, Aurel Giurgiu. Bine ați venit! Doamna primar de la Tureni, aș dori să o cerșesc pe cenă. Eu am anunțat că doamna primar de la Tureni a fost și anul trecut, a venit și anul acesta. Este, dacă îmi dați voie să-i deschid starea sufletească a doamnei de la doamna Daniela Mănăilă de la Tureni, atât de iubitoare de tot ce înseamnă agricultură, muncă și lucru la câmp. Aveți și pe izvorașul, izvorașul dumneavoastră, ansamblu de la Tureni, va fi și el aici. Lăsăm patru primari, domnul Cristian Matei, domnul primar al Turzii, alături de ceilalți trei primari prieteni ai noștri. Așteptăm pe toți primarii să vină la Turda, la Agrofest. Mulțumesc frumos, Ani! Bună ziua tuturor! Mă bucur că sunt alături de voi. După cum ați văzut, oriunde mă duc, mă duc cu mâna goală. Astăzi am venit cu trei primari și este foarte interesant că sunt primari reprezentativi ai celor care expun astăzi produse la Turda. Și aș vrea să vă spun că sunt foarte emoționat și bucuros totodată că vedeți sub ochii noștri cum acest festival a aflat la a doua ediție, crește, devine un brand și este în fiecare an din ce în ce mai populat și cu din ce în ce mai multe produse. Toate aceste trei zile în care va avea loc acest festival al toamnei vreau să fie dedicate vouă, turdenilor, să ne bucurăm de aceste zile frumoase care ne-a dat Dumnezeu și am aflat ceva întâmplător, că în acest an toată producția agricolă a fost mult mai rapidă decât în alți ani, ceea ce este probabil și datorită faptului că ne aflăm în anul centenar. Avem zile frumoase, Dumnezeu ne binecuvântează pentru ca să ne simțim bine și să consumăm toate aceste produse pe care le produc cum frații noștri. Eu vă mulțumesc și urez la mulți ani Turzii și tuturor. De acum o să dau cuvântul doamnei primar de la Sămulești, de la Tureni, mă scuzați.
ar poate pe la viitoare merlangere fuzionăm sau ne plătim acolo. Bună ziua, vă spun, dragi turdeni. Ce să vă zic, am lipsit când mă strângea doamna director de la Casa de Cultură, că tocmai puneam în mașină produsele care le-am cumpărat de la acest frumos eveniment pe care îl organizați de 2 ani încoace. Vă felicit pentru ceea ce faceți, trebuie făcut în fiecare an un asemenea eveniment, pentru că trebuie pus în valoare munca agricultorilor și numai în acest mod se poate pune în valoare munca. Vă felicit pe producător, îi felicit în mod special pentru frumoasele produse care le-au expus. Văd că este noroc și de vreme bună, Dumnezeu înseamnă că ține cu turda și cu turdenii. Și vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și eu. Domnul primar de la Vișoara, domnul Roman. Mulțumesc, domnul primar, domnilor și domnilor, bine ați venit la ziua recoltei în municipiul Turda. Eu vreau să fiu scurt, trebuie să aducem o laudă producătorului român, cel care de dimineața până seara muncește pentru ca noi să avem pe masă tot ce înseamnă de-a legurii. În această zi frumoasă de toamnă vreau să-i felicit pe organizator, pe domnul primar, și să ne rugăm, domnule primar și domnul părinte, să ne rugăm să dea domnul ploaie. Eu vă doresc, în vorba românului, pace în țară, greu la vară. Doamne ajută! Mulțumim! Vedeți ce frumos este când lumea se poate manifesta la organizarea unui asemenea eveniment. Nu discutăm fără normă, nu discutăm în plus, discutăm exact ceea ce trebuie. Și acum vreau să vă dau cuvântul unui primar de viitor municipiu, după cum spune dânsul, din lumea. Mulțumesc, domnule primar! Bună ziua, turdeni! Vreau să mulțumesc, domnule primar, pentru invitație. Vreau să aduc salutul concetățenilor mei de la Luna pentru locuitorii municipiului Turda și vreau să, în câteva cuvinte, să felicit organizatorii, să felicit producătorii. O vorbă românească spune, când țărana este bogat, este bogată și țara. Și când țara este bogată, suntem bogați și noi toți românii. Este un lucru adevărat, este un lucru care trebuie să ne mobilizeze pentru a munci pentru țara noastră, pentru a munci și a respecta acești oameni minunați care de dimineața până seara, indiferent de condițiile meteo, sunt pe câmp, în vânt, în ploaie, în arșiță, pentru a ne aduce aceste produse minunate. Felicitări încă o dată, multă sănătate producătorilor agricol și spor la muncă, putere de muncă, domnilor primar, felicitări și la mult, mai multe ediții.